Două fotografii cu noua mașină full option a Poliției Municipiului Baia Mare au stârnit diverse reacții pe paginile de socializare. Nissanul a fost parcat pe Bulevardul Unirii, pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Simultan cu demararea reparațiilor curente și capitale la drumurile din Baia Mare, a început și marcarea străzilor într-un nou concept. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități, spre exemplu, au început să fie vopsite integral în albastru și tocmai pe un astfel de loc au parcat și polițiștii băimăreni. Din acest motiv s-a solicitat un punct de vedere al conducerii Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. Echipajul de poliție la care faceți referire se afla în executarea atribuțiilor de serviciu. În jurul orei 8 dimineața, pe Bulevardul Unirii din municipiul Baia Mare, polițiști au observat un conducător auto care vorbea la telefon în timp ce conducea, punând în pericol siguranța traficului rutier. Echipajul de poliție l-a oprit pentru a-l sancționa contravențional, în conformitate cu legislația rutieră. Întrucât la acea oră traficul era intens, tocmai pentru a nu perturba circulația pe banda 1, echipajul de poliție s-a poziționat aproximativ 3 minute pe locul destinat persoanelor cu handicap, având semnalele luminoase în funcțiune și luându-se în considerare că mai era un astfel de loc disponibil, se arată într-un comunicat de presă remis redacției. Totodată, în același comunicat, se menționează că, în conformitate cu prevederile legale privind circulația pe drumurile publice, conducătorii autovehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la articolul 32, alineatul 2, literele A și B, inclusiv poliția, pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulație, cu excepția celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență. Poliția municipiului Baia Mare beneficiază de la începutul lunii martie de acest autoturism de serviciu. Este vorba de noul Nissan X-Trail Full Option, pus la dispoziție de dealerul auto Nissan din municipiul Reședință de Județ, care se alătură campaniilor de prevenire derulate de polițiști. SUV-ul este folosit atât de polițiștii rutieri în cadrul activităților desfășurate pe drumurile publice pentru supravegherea traficului și prevenirea accidentelor de circulație, cât și de polițiștii de prevenire la sesiunile de educație rutieră pe care le susțin în unitățile școlare și de către cei de ordine publică în cadrul misiunilor desfășurate în Baia Mare pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. IPJ Maramureș îi asigură pe toți cetățenii județului că va răspunde prompt la toate sesizările lor, astfel încât activitatea polițiștilor maramureșeni să fie reflectată sau percepută în mod obiectiv. Corectitudinea acțiunilor profesionale ale polițiștilor constituie o preocupare permanentă a conducerii inspectoratului.